deja o tradiție frumoasă să ieși monar și să vedem o anul nou. Noi mulțumim Direcției Cultură că fiecare an cumpără comemorături cu colinde și acesta este la fel. Cuvinte frumoase, condemnare de a face față lucrurilor care sunt mereu. Încă o dată vă aduc și mulțumire din partea consilierilor și celor a tuturor prezenți care ne vor vedea și vă mulțumim frumos pentru susținerea permanentă cu cuvinte frumoase, fapte frumoase, cu atenția către domeniul culturii care face, care îl aveți întotdeauna. Această plinie simbolizează un dar a Bunului Dumnezeu pe noi să trăim în belșug, să trăim în prosperitate, să avem o viață decentă, să fim întotdeauna uniți. Pentru aceasta, ca colacul, să fim uniți ca colacul. Noi acest lucru ne dorim. Ceea ce n-am reușit în acest an 20, cu siguranță rămâne ca să înfăptuim anul 21. Vă mulțumim încă o dată de partea celor prezenți. Vă dorim mult succes și dumneavoastră. Știu că astăzi ziua de la dumneavoastră este lungă și nu se termină doar astăzi, se termină după anul nou. Vă dorim mult multă sănătate, vă scrie la vătere multă sănătate și mult succes și vă dorim ca să aveți o viață bună și plină de satisfacție. Acesta este colacul, dar acesta ca întotdeauna este un mic suport care înseamnă și o bunăstare. Mulțumim mult! De Crăciun. Mai vin și noi. La doilea colar. Bună ziua. Da. Ce faci mașina albă, Sănătă? Noi majoritatea care s-a fost mărătură. Dar nu e solicitat. Eu n-am ce spun, să citească microfon. Crești un pic sau nu știu. Eu vreau să spun că noi, majoritatea consideră că reșelul de bine să se dată de dură. S-a fost curat. Toată trebuie a fost hotărât. Și că n-are rost noi consiliul Renaz, mai cheltuim 500 de lei pentru fiecare consilier, prin ședința de azi. Noi am văzut o rătură foarte bine, da, poate ar fi venit să fie 25, dar e bine și acum țintim toți împreună și... Și plus la asta, noi să avem încă o declarație, care să o citească colegul nostru, Natalia Efros, când e momentul potrivit, când crede cuvinte, se apropie și o citește din partea mea. Sală Corum este. Eu sunt de Scorpion. Decizia de procedură de ședință de astăzi. Vreau să vă aduc aminte că, da, am făcut că vine o ședință. Da. Dar sunt nu toate subiectele au fost discutate din ședința de vineri. Au mai rămas trei subiecte care nu au fost incluse în ordine de zi, însă sunt incluse în baza dispoziției pe ședința lui Raimond. Nu se merită pentru întrebările astea, noi deschidem absolut. După anul nou, să așează toate momentele spiritele, noi să discutăm și alte întrebări care sunt foarte importante. Noi deja decidem asta. Nu v-am declarat, adică nu are rost să discutăm. Domnul Tănate, dacă aveți careva declarații, poftim declarația, trebuie să vă procedez mai departe. Începem ședința de azi. Da, 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 poftim. Care este procedura? Spune-mi. În șală sunt 20, să poftim urma la examinarea subiectului. Să bag în cadru. Stimați consilieri, stimați primari, onorată asistență. Se încheie un an dificil, la nivel național, dar și la nivel local. Complicat a fost acest an pentru Raimond Piuleni. Și vreau să menționez că de vină nu a fost numai COVID-ul. Acest prim an al actualei legislaturi s-a dovedit a fi sub auspiciile
instabilități, neînțelegerilor, ședințelor amânate sau anulate, deciziilor abrogate, mai des decât executate. Iar toate acestea au defavorizat raionul, primarii, cetățenii care ne-au mandatat cu vot în aceste scaune pe care unii le consideră ca proprietate fixă. În acest an am demonstrat o capacitate inegalabilă de neînțelegere. O incapacitate de a asigura o majoritate lucrativă, constructivă, orientată pe bunăstarea raionului, pe prosperarea lui. Or, rolul nostru, ca și entitate administrativă, este să construim punți, nici de cum ziduri. Un consiliu care nu s-a coagulat în jurul intereselor sociale cu adevărat importante, care își căpătează pe aspecte de corectitudine și fair play. Pentru că funcțiile nu rezolvă problemele, ele doar le acutizează. Iar în aceste vremuri, aceste disensiuni slăbesc puterea noastră de a face față problemelor curente. Mai mult decât atât, această conjunctură și situație ne-a făcut pe nimeni. După un an de ping-pong și declarații, a venit vremea să ne asumăm rolul de consilieri responsabili, care am venit să contribuim, nu să risipim. Care am venit să demonstrăm maturitate și dorință de contribuție, nu doar distribuție de funcții. Aici nu mai este vorba despre partide politice, cele pe care le reprezentăm. Nu mai este vorba de directive primite de la centru, ci doar despre oameni. Aici noi suntem oameni din aceleași sate, din aceleași comune, oameni care ne-au dat binețe decenii la rând, până acum și care, sub pretextul declarațiilor politice, ezităm să ne facem treaba politică din Consiliul Onorabil. E prea puțin să declarăm că vrem să contribuim, că vrem să schimbăm lucrurile spre bine. E prea puțin să vrem să obținem funcții. Pentru că asta nu e tot actul de curaj. Curajul, de fapt, rezidă în a-ți asuma consecințele propriilor acțiuni. Sau, mai grav, a propriilor inacțiuni. Astăzi, un grup de consilieri din diferite fracțiuni politice își vor asuma crearea unei majorități pentru deblocarea situației din Consiliul Rănat Ulei. Asta după ce, de comun acord, în data de 25 decembrie, am votat proiectul bugetului pentru a asigura funcționalitatea acestei entități administrative. Lucru care nu a fost făcut public și căruia nu i s-a asigurat transparența pe site-ul oficial al Consiliului Rănat. Ceea ce denotă slăbiciunea acestei administrații. Și în continuare vom face același lucru cu oricare proiect de decizie orientat pe bunăstarea acestui raion. Da, vom taxa dur oricare inițiativă meschină bazată pe interese puste sau pe orgolii personale. Această majoritate este una care își dorește echilibru și funcționalitate deplină a tuturor instituțiilor Consiliului Raional. Iar în capul mesei, azi, nu stau funcțiile. Nu despre asta discutăm noi, ci mai degrabă buna desfășurare a tuturor proceselor în care angajații Consiliului să se simtă respectați și protejați, în care primarii să aibă parte de suport corect, echidistant și fără prejudecăți politice. Iar toate instituțiile din subordinea acestei entități administrative să funcționeze fără a bifa înțelegeri și apartenență la careva grupuri politice pentru a supraviețui în funcțiile pe care le au. Ne dorim funcționalitate deplină. Ne dorim colaborare bazată pe bun simț și corectitudine. Ne dorim ca acest mandat să se încheie fără a lăsa semne de rușine pe fețele noastre. Nu vom face războaie. Nu vom intra în bătălii. Nu vom ridica baricade. Suntem deschiși să auzim și să colaborăm cu toate forțele politice din Consiliu. Dar exclusiv în strict interes cu așteptările acestui raion. Friuleni. Așa să ne ajute Dumnezeu și vă doresc sărbători frumoase. Bravo. Bravo. Bine, spuneați că sunt ieri. Declarația dumneavoastră auzit-o toți.
Urmează în continuare ceva, poate dorești să mai declare pe la urmă acest lucru ceva, sau ceva, 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 eu ce spun, procedura, în curul legii 436, trebuie să începem în ședința de azi, în curul procedurii, trebuie rămâne mai departe, după care nu e un președinte, dumneavoastră îi dă cuvânt, dumneavoastră inițiază de la sine, propune la subiectul de zi și mai departe. Noi acum am auzit o declarație, dacă cineva mai dorește din consilier să expună, bine. Dacă nu permiteți să pornesc în ședința poporului de spate. Dar nu am suportat în sală. Deci, până știe în țară, din 22 decembrie 2010, i s-a adus la cunoștință că încălnirea articolului 45 al legii, domn primar, eu pot să vă dau cuvânt în plus, și pot să vă învățați, să spunem o președinte și poftim. Nu despre să știu. Deși la trebuie să rămână aici și așa. Vreau să aud și majoritatea formată, dar nu vreau. Pentru că declarația a fost una de comportament real. Deci, noi am fost 25 la cerere. Deci, la prima oră ați încălcat drepturile oamenilor la odihnă. Dacă își pot să-i împărbine, tot nu aveți majoritatea. Unii practici din Parlament văd că se duc la nivel de rău. Da, da. Arsământul e anul ăsta, care vine. Păi, dar ce zici așa, nu? Păi, dar unde au fost publicat eu ca cetățean simplu? Am vrut să mă ridic, să mă expun. Ca cetățean simplu... Am administrația care nu a publicat în el. Domn primar, ca cetățean simplu, nicăieri nu a fost publicat referitor la ședința din 25. Ședințele, după cum cunoaștem, sunt publice. Domn primar, dacă n-ați cunoscut până acum. Și a fost zi liberă. În zi de odihnă și ca cetățean simplu n-am văzut nicăieri că s-a pretecut ședință. Nicăieri. De asta și-o mai expus. Bunii practici din Parlamentul Republicii Moldova au venit în Consiliul Raional. Tifuriși, prin tuneric, numai cu noi, la Consiliul Raional, încă și în zi de sărbătoare. Asta am dorit să expus la cetățean. Domnul primar, dacă voi dau explicare la întrebarea ta. În primul rând, constat. Nu există forum. La ședința de astăzi, dacă nu intră înapoi consilieri, ce propunere aveți, mai așteptăm să cum procedăm. Cu ce scurtat, domnul Andruță, numai o secundă. Domn primar Diezbă și domn ședinț, pot de explicație la faptul că și nu au fost publicate și nu și nu pot să explic. Doamna secretar, eu am văzut dispoziția pentru ședința de astăzi. Stimați consilieri prezent în sală, stimați primari, oaseți care ați venit azi legală, o ședință care e convocat, dată de un joc, ori 10, care știi toată lumea, la nivel de țară, la nivel de raion, ca să păstrăm la ce stăm. Eu nu vreau să duc convinuire la colegii mei consilieri, din simplu motiv că este luptă politică. Lupta politică permite mai multe lucruri decât poate și permite alții. Eu vreau să duc convinuire azi secretarul Consiliului, doamnul Ioanu, și domnul Cilin. Că de dezastru pe care avem noi Consiliul, datorează meu. Și în primul rând, domnul secretar. Că dacă mă ei încurajează ca consilierii să facă niște abate la noi de legare, așa s-au făcut. Că nu e mare teorie. Noi am avut pe 21 o ședință, care a fost încheiat cu majoritatea de voturi. Nu spune la îndoială, așa au decis consilieri, tot că nu e niciun motiv, nu era niciun motiv clar, dar au închis ședința. Noi pe 21 am putut să aprobăm bugetul și toate deciziile este foarte bine. Noi ori avem majoritatea, putem să decid așa cum s-o pot echipe corect. Noi eram minoritate, ne expunem și noi gânduri, dacă erau aprobate la timp, dacă nu rău, nu știu ce. Dar s-a decis atunci pe niște ori și tare că noi următoare ședințe pe 25. Tot nu e o problemă. Consilierii au drept și ale ședinței 25, 26, la 12 noapte, la 4 dimineața, asta e curiozor. Asta îi vă spun că e partea politică. Dar pentru asta e secretarul, dar trebuie să urmează. Stimați consilieri, cumva ați solicitat ședință. Nu ți faci prin strigăte și prin care mai tare strigă. Dar să le pune un demers față de ședintele raionului, că el este în funcție și e viu și semnător, și are de te-a să o facă, dar mi-a luat să o face o ședință. Nu e ce?
da, de ce duși, de ce întâlnești de luare, trebuie de luare, dar ce? Și Biblia a decis să o fac pe 28 și a ieșit o dispoziție, care a fost publicată în registrul actelor publice și care a fost publicat și pagina noastră a Consiliului. Care e problema? Eu mi-a părut ședința să duă și ei. Dar vreau din simplu motiv, doamna Deana a spus că e poate să fac trei și vreau în Consiliul. Și așa și-o fac. Și vă spun tare rău de parc de mei, pentru că în 2015 eu am fost așa, care am început a lucra cu mei ca sita și-o ședin. Și am avut așa probleme cum să fim cu ultimul timp, cu ultima perioadă. M-a spus-o că la început de mandat. Doamna Deana, fiți atentă, nu v-ați parte, nu v-au parte, nici la unul, nici la altul. Vedeți că există cu consilieri în care puteți și lucrați toate formațiuni. Asta să fac față. Puneți în față legea și conduceți mă de legea. Și ați fiți bravo. Fix așa am spus la președinte. Aveți legea și conduceți de legea. Nu de ce e care stric mai mult care majoritate. Eu vă spun, se formează majoritatea, slavă Domnului. Eu de multe vreau să fac o majoritate. Ați fi din nămânii consilieri, nu ați fi din trește, nu ați conducă. Nu pare rău numai de alta, dacă vorbesc politic. Majoritatea asta s-a format la început de mandat. Au ales un președinte, doi vicepreședinți și mai departe și au condus raionul până acum. Noi, Partidul Democrat, a fost o opoziție și suntem o opoziție. Și punem așa și ies. Eu vreau demonstrat că au condus până acum, acum de-a mult președinte vor să-l schimbi cu altul. Schimbați-l. Nu-i problemă, până și ăsta și-ți liniște posibil. Să mă arcă lucruri normal, dar vă spun că aici sunt anormale. De dacă aici să puteți votează alții, puteți votează pe 21, nu sunt după cuvinte. E cât mai e, dacă cancelarea nu-ți contestă chestii, deci trebuie să-i contestă. Cât de rău ar și cu legea în țara asta, dar este trebuie contestat, nu-ți poate. Pe 25 a fost o ședință ilegală. Și doamna Deana știe bine spre asta. Că nu cred că e incompetent. E competent de toate, dar pur și simplu faci niște chestii, niște parte. Și nu prima dată, părinte de rău. Că sunt de parte rău ce-i spune și atât de spune. Cu parte rău de colegii mei care azi inclusiv de mine care au lăsat pe chestii de lucru, anumite coași ca să mai stăm la o manifestare care a văzut-o. Nu-i bine ce îi face. De ori, într-în sală, vor să arăt pe forță. Da, să vezi forța azi. În timp de des nu-i forță. Azi unde-i forță, nu-i salță. Cine chem că așa-i drept? Nu-s corect. Eu, de exemplu, mă revolt și cred și prin cetățenii. Nu știu de revolt azi. Eu vă rog frumos, eu sunt dacă rămas în mărată, dați-mi vă rog. Dați-mi vă rog. Domnule, de ca nu ești prezent la ședință. Ședința deja, cred că, s-a ecuizat și permiteți să fiu sănătoși la lecturi cu doamnei. Și apoi domnul Colesicenc și apoi domnul Deana. Doamna Deana, poate îmi dați mie cuvânt, pe urmă o să dați replici la discursul meu. Nu, mai gine-mi trebuie să domnul Colesicenc, eu replicul dumneavoastră fac și iar guvern ascult. Domnul Colesicenc. Indiferent de faptul ce opinie dumneavoastră la viață, după respect ca consilier pe toți. Și de apartamența politică, nu poate am doar și nu fac parte din toată acolo. Cu simplu, domnul profesionist, cu așa acuzații grave, nu sunteți întrebați. Faptul că a fost convocat ședința pe 25, dumneavoastră cunoșteți, dumneavoastră fost în sală, primul. Într-a doilea rând, președintele a schimbat dispoziția sa și a modificat data și ora de trecere ședință. Însă eu, în aceeași zi, am primit un demers de parte la 11 consilieri, așa cum vedeți aici. Și am expediat în adresa electronică la toți dumneavoastră și demersul, și știința mea, prin care s-a constatat, nu nedorința, dar domnul președinte nu vrea să facă și că-ți fie data pe 25, vrea pe 28, respectiv dumneavoastră a refuzat demersul consilierilor și am fost nevoit să mă știință. Am fost sâmbătă, vineri, prezent, tot era ziua mea liberă, am fost prezent. S-au convocat ședință, au fost 17 consilieri. S-au votat proiectul din decizie. S-au expus asupra tuturor proiectelor care au fost înaintate, doar cu subiectul a fost expus. Astfel, se constată, indiferent de faptul, când convoc consilieri, chiar să fie și în ziua de Paște, cum considerăm una din cele mai importante din sărbătorile noastre, dacă o să fie necesar, de asta de astfel, de serviciu poporului. O să venim, o să facem ședința și o să întrebăm întrebările care contează din problema noastră. Dacă vă considerați că este legal, nu e o problemă. Nu, trebuie să fie de lege convocarea ședinților de Consiliul Renal. E lege, nu spune lege. Și asta unde s-a avut după prima dată. Convocarea ședinților Consiliul Renal are loc la decizia președintelui Raimondului.
sau la nu decizie, demers. Prin dispoziția președintelui sau la demers sau la otrăvime din consilieri. În cazul când consilierii primesc refuz, dumneavoastră să întreb să se convoace de semestru sau să atace refuzul președintelui din instanța de unde e refuzul în cazul dat? În cazul dat, când domnul președinte primesc dispoziția pe care a modificat data și ora stabilită de consilier, s-a considerat ca un refuz. Așa e scris în demersul a fost și consilier. Dumneavoastră, dumneavoastră, o blocat și dacă voi schimba data? Nu, dumneavoastră, a fost în drept. Dar și consilierul nu știu să îndrept să întrunească conform articolului 45 a legii 46. Doamna Părță, nu vreau să discutim de ele, pur și simplu, nu vreau să ne-ați considerat. Duci omii în eroare. Noi nu duci în lumea în eroare. Dacă ne-ați considerat că acțiunile mele sunt ilegale ca secretar, sunteți în drept și contestați la organele competente și eu ați pot răspunde pentru asta. Dar nu că să impuneți ideea noastră fixă pentru toți ceilalți și să mă acuzați pe mine incompetent. Nu-i făcut, dar domnul președinte. Dacă eu să aduc careva claritate la unii momente, tipărații de doamnă secretar. Domnul președinte, pe scurt, domnul... Eu vă rog, domnul președinte. Deci, la 21 decembrie 2020 a avut loc ședința ordinară a Consiliului Raional Trivlini, în cadrul cărei au fost propuse spre examinare prin dezbateri și aprobare cu votul consilierilor prezenți la ședință, mai mult subiecte suplimentare pentru a fi incluse în ordine de zi întocmită de către președintele raionului și expediată tuturor consilierilor cu 10 zile înainte de ziua petrecerii ședinței, inclusiv și subiectul cu privire la eliberarea din funcție înainte de termen a președintelui raionului domnul Scânu Pavel, care a fost plasată sub numărul 1 în ordine de zi. După modificarea ordinii de zi, s-a propus ca aceasta să fie aprobată în întregime cu modificările respective, la ce secretarul Consiliului, doamna Rusu Deana, a explicat tuturor consilierilor că nu este necesar să votăm aiurea, deoarece s-a votat separat toate subiectele suplimentare și modificările unanim. Și totuși, la insistența consilierilor, a fost aprobată ordinea de zi în întregime cu toate modificările. Minutul 22:24, filmul numărul 1 a înregistrării video, este curier de pe YouTube. Consider că în acest caz a avut loc o tentativă din partea secretarului Consiliului Raional de a nu aproba ordinea de zi în întregime cu toate modificările la începutul ședinței, ca ulterior, la orice etapă de desfășurare a ședinței să fie posibil de a interveni asupra ordinii de zi pentru a introduce în ordine de zi spre a fi examinate și alte subiecte, motivând prin faptul că ordinea de zi nu a fost aprobată la începutul ședinței în întregime cu toate modificările și respectiv nu a fost închisă, conservată. Examinând subiectul numărul 1 de pe ordinea de zi privind la eliberarea înainte de termen a președintelui raionului domnul Scânu Pavel, a intervenit secretarul Consiliului Aeronal, doamna Rusu Deana, care a cerut ca punctul numărul 2 al proiectului de decizie supus dezbaterilor să fie, ca în punctul numărul 2, să fie indicată concret persoana care va fi împuternicită de către Consiliul Aeronal să exercite interimatul funcției de președinte al raionului până la alegerea unui nou președinte. S-a propus ca interimatul funcției de președinte al raionului până la alegerea unui nou președinte să fie exercitat de către secretarul Consiliului Raional, doamna Rusu Deana, aceasta fiind împuternicită și cu dreptul de a aplica din numele președintelui raionului ștampila și semnătura pe orice act juridic emis din numele acestuia. Proiectul de decizie fiind supus votului, a fost susținut doar de 18 din 33 consilieri aleși, ceea ce nu constituie două treimi și nu este suficient pentru demiterea din funcția președintelui raionului. Consilierii care au votat pentru demiterea din funcția președintelui raionului, văzând că tentativa de a demite președintele raionului din funcție a ieșuat fără succes, au solicitat o pauză de 30 minute, iar peste 45 de minute de pauză, revenind în ședințe, ei au propus să fie convocate o ședință extraordinară la data de 25 decembrie 2020 la ora 8 dimineața, în zi de sărbătoare, Crăciunul, iar ședința în derulare să fie declarată închisă, cerând ca această propunere să fie supusă votului. În acest sens,
țin să menționez că această propunere a fost una ilegală, pretenție invocată și de alți consilieri prezenți în ședință, deoarece a fost aprobată ordinea de zi la începutul ședinței și nu putea fi înaintate fără temei și argumente plauzibile spre a fi examinate subiecte și propuneri care nu se regăsesc în ordinea de zi și care nu au nicio relevanță decât să satisfacă capriciul acestora la încă o tentativă de a demite președintele raionului din funcție la data 25 decembrie 2020. Consider că un demers în sensul convocării ședinței extraordinare cu orice subiecte putea fi depus în adresa președintelui raionului și după finisarea ședinței ordinare și nu exista nicio necesitate ca acest demers să fie examinat și votat în cadrul ședinței de înderulare. Se constată cu certitudine că în acest caz secretarul Consiliului Raional, doamna Diana Rusu, nu a intervenit pentru a explica consilierilor aventați în aventuri că această propunere nu poate fi examinată în cadrul actualei ședințe și nu există niciun temei pentru a declara închis ședința în derulare fără a fi examinat subiectele de pe ordinea de zi. Cu regret, propunerea ilegală a fost supusă votului și votată de majoritatea simplă a consilierilor prezenți la ședințe, iar ulterior, aceiași consilieri au votat și pentru propunerea de a declara închisă, fără careva temei, ședința din 21 decembrie 2020. În aceeași zi, a și fost depus un demers din partea a 15 consilieri, prin care aceștia au solicitat președintelui raionului ca în baza deciziei consilierilor să fie convocată o ședință extraordinară pentru data de 25 decembrie 2020 la ora 8 dimineața. Dar fiind faptul că în cadrul ședinței din 21 decembrie nu a fost examinat subiectele pe ordine de zi, dar și pentru a nu încălca drepturile solicitanților, președintele raionului a dispus oficial convocarea Consiliului Raional Criuleni în ședință extraordinară pentru data 25 decembrie, ora 8 dimineața, fapt care a provocat un șir de nemulțumiri din partea a 14 consilieri raionali privind încălcarea drepturilor acestora la odihnă în zi de mare sărbătoare, fiind obligați abuziv, fără careva temei, în ziua de Crăciun, la prima oră, ca niciodată în istoria Consiliului, să se prezinte la ședință extraordinară a Consiliului Raional. Luând în considerație multiplele nemulțumiri ale consilierilor, dar și conducându-se de faptul că în ziua 25 decembrie este zi de sărbătoare, la 22 decembrie 2020 a emis o dispoziție publicată și pe pagina web a Consiliului Raional, prin care a fost modificată ziua și ordinea petrecerii ședinței extraordinare, aceasta fiind stabilită pentru ziua de luni, 28 decembrie, ora 10. În acest caz, 11 consilieri din cei 15 care au solicitat președintelui raion să fie convocat ședința extraordinară pentru data 25 decembrie, ora 8, au depus un nou demers adresat secretarului Consiliului Raional deja, prin care au învinuit președintele raionului, precum că acesta intenționat nu execută decizia aprobată de majoritatea consilierilor, interpretând modificarea datei și orei de convocare a ședinței extraordinare, ca refuz de a convoca ședința la data solicitată de consilierii raionali. Urmare învinuirilor invocate, ei au convocat ședințe de sine stătător a Consiliului Raional, obligând secretarul Consiliului Raional Criuleni să înștiințeze toți consilierii raionali despre convocarea ședinței extraordinare pentru data 25 decembrie, ora 8 dimineața, cu ordine de zi aprobată în ședința din 21 decembrie, adică aceeași ordine de zi, inclusiv și subiectul cu privire la eliberarea din funcție înainte de termen a președintelui raionului domnul Sfântul Pavel, aceasta fiind plasată în ordine de zi sub numărul 1. În acest sens menționez că nu există nicio decizie aprobată de către consilieri privind convocarea ședinței extraordinare pentru data de 25 decembrie la ora 8 dimineața. Este doar un capriciu de încăpățânare a celor 11 consilieri prin care se încalcă dreptul consilierilor raionali la odihnă în ziua Crăciunului,
obligându-i pe aceștia să îndeplinească capriciul lor. Eu consider că toată vina aparține doamnei secretar a Consiliului Rănar, deoarece dânsa urma să aibă discuții cu acești 11 consilieri încăpățânați care s-a vândă în alături și să le explice că deși nu au drept legal pentru a convoca tot mai multe zile de Crăciun la prima oră ședința Consiliului Raional, pentru a-i obliga toți consilierii să participe, doar datorii, potrivit legii, noi suntem obligați să participăm la fiecare ședință a Consiliului Raional. Da, de ce? Obligătate e cazat cu copii. Eu, în grupul de referitor, nu trebuie să mă expun la experiențe unui partid care a spus noaptea, care nu e legal. Pentru altele, când se făcea în Parlament noaptea, asta nu făcea partidele astea, domnul primar de Izmiști, asta în primul rând. Într-al doilea rând, cu doamna secretar, legalitate și așa mai departe. Exponenții partidelor astea nu scoteau pe 5 minute președinte, al scoteau și apoi până la loc. Lasă-mi un pic să vă spun. A doilea, ajunge, vă rog, să atacați secretarul. Atacați-l pe Cazacu, pe Grati și pe Borș. Dați-i pașii, doamne. Au fost două decizii, nu decizii, dar demersuri pentru a trece pe data 25. Acum noi trebuie să ne concentrăm ce a fost votat atunci, pe data 25. Ce-am schimbat, ce-am făcut cu... Noi iară am strâm domnul Colisicenu. Pe cine ați votat domnul în cadrul ședinței ordinare? Noi iară... Domnul Colisicenu, permiteți să vorbesc cu domnul Colisicenu. Iară noi să ne judecăm jumătate de ani de zile. Noi din luna februarie ne-am judecat cu demersul care la Direcția Finanță și Direcția Învățământ. Nu jumătate, un an întreg. Și care e sensul? Acum vreți să anulați asta, aceea? Dați-vă rog, eu sunt sigur, dacă nu, cineva din partid, din la DA sau la PD, o veți fi în componența asta, nu aveți fi probleme. Tot aveți stat, aveți spui. Băi, dați, terminăm anul cu bine. Domnul președinte, domnul și asta dumneavoastră sunteți responsabil, că acum sunt clienti tot cu bine, suntem în alt an, să vedem ce facem mai departe. Domnul Ghenadie, eu vă rog foarte mult. Domnul Ghenadie, eu vă rog foarte mult. Vă răspund la... Să rămâneți pe loc și toată lumea să rămâne pe loc, pentru că eu vreau să spun câteva cuvinte. Că au fost lucruri multe spuse și de aceea eu vă rog foarte frumos. Eu stău, da. Domnul Ghenadie, nimeni nu a vinuit secretara pe nedrept. Ca să cunoașteți și analizați, vă rog, legea, secretara este obligată să acorde suport legal atât consilierilor și răspund de legalitatea oricărei ședințe. Asta s-a cerut, ca să se respecte legea, domnul Ghenadie. Și atât, și nu insinuați cu ce a fost în trecut și... Eu am menționat că se transferă la nivel local. Analizați, vă rog, legea. Am o întrebare, domnul consilier. Doamna secretar, am o întrebare. Stați puțin, domnul Sicei, eu să vă rog să facem o conduită de lucruri. Vă ofer doar pentru un minut. Nu, de procedură. Și mai mult. De procedură. Pentru că este, nu este o ședință deja epuizată, să spunem așa, și trebuie ca să o chem până la sfârșit bine, da? Vă rog frumos, fără de ce vreau prieteni, vă rog, au fost publicate în registrul de stat deciziile aprobate în ședința din 25 decembrie. Păi dar și dumneavoastră ne informează la început ședinței că au fost publicate, sunt legale, sunt puse în aplicare și gata. Domnul Colesnicen, eu am răspund la întrebările mea, la ordinarele contingente. Bine. Eu sunt într-o dilemă. Dacă am să răspund ce ești, nu trebuie, o să-i folosesc împotriva mea. Fac și să-i ajungești. Aștept că mi-e răbdare. Acuzări, este, vă rog, frumos, vă așa. Domnul Iuri și cu domnul Ionel, vreau să vă atenționez că domnul președinte i-am spus. Unde este în coaliție domnul Colesnicencu, acolo au pierdut tăți. Observați un lucru și ați să vă convingeți că așa și este. Și data asta iar, unde se află domnul Colesnicencu, știți de ce? Fiindcă, uitați, în fiecare sat, nu este un pisă. Vă rog frumos să nu atac la persoană. Eu atâta reu, că asta e dumneavoastră. Data asta în coaliție, nu domnul Colesnicencu, că eu coaliția asta a după azi o știu mandat. Da, fie. Sigur. Dar eu s-o pot păsa. Dar nu sunt întrebări, eu vreau să... Care fapt sunt primeați. Eu vreau, eu chiar azi, dacă astea vrea să se liberă locul și uite, să arăt, nu știu, dați voi sfatul, dați lucruri.
Dar știi că doamna oameni? Da, domnul Bilar? Da. Eu știu ce scrie doamna Arcade. Noi ne asumăm și aici... E ca așa. Deci noi ne-am asumat și am blocat bugetul prin dotare. L-am publicat, deci am înțeles că nici nu e doar de ale judecării. În Dior știe nici nu e mare, așa am publicat. Mai este loc și ăla e făcut, dar de fapt despre a-s publicat. Asară, noaptea, duminică, mă rog. Dar eu nu da, ai nevoie de buget, așa să văd cum ați vrut. Eu vreau să spun că niciodată n-a smar pe mine lucruri din moment și în cauă creierii. Cât de mică. Cât de mică. De altă, alea să călcați așa, la zi la altă, cum vă așa. Tot așa. Nu m-a acuzat că n-am încălcat nimic, atunci ce-ți dat cu mine? Eu sunt juristul, eu cu propriere. Dar cum vă spun, doamna, chiar, cum ați încălcat, dar pe voastră ați cunoașteți, ies în dispoziția președintelui. Și știți că eu îndrept, dacă e viu. Consilier, domn consilier. Ce faci? Eu o convocat ședința. Da, și consilierul o convocat și ei, conform legii perfect legat. Dar și mi l-au publicat și site și cauză, nu s-a făcut publică. Nu au publicat legat. Că nu au publicat-o, vă văd colegi. Adică că, în moment ce este publicată una, trebuie să o blocat, că și ei de 21, și publicat-o în 21. Nu. Eu le-am mers, am murit atât. Plecați undeva? Eu vă rog frumos, eu am spus că să rămâne. Și-am urmă dat să rămâne, că ești ședintele, el o face. Când ședintele refuză, vine el la ospitalului, cu consilieri și mă poate fi ședință, nu-i problemă. Asta ne supreți, cum se caut prin ele, vă spun. Dacă se poate, dați domnul consilieri. Vă pot vorbezi o oră, vă rog frumos. Noi trebuie să finalizăm, stimați colegi, stimați consilieri, stimați primari care sunt prezenți. Cunosc că cei ce vorbește astăzi vă ieși și în afară, acestor, adică acestei sări. Ce este foarte important ca să facem o concluzie din activitatea care a fost anterioară, inclusiv a Consiliului, dacă noi vorbim din Consiliul Rănal. Ceea ce privește activitatea a Rămonului în întregime. Vă asigur că a fost gestionat corect, nu așa cum s-a vorbit data trecută, din niște persoane care absolut irresponsabile. Și vreau să repet, absolut irresponsabile, că sunt absolut indiferente de ce și trece răul. Deci eu n-am să le numesc nume, dar vreau să spun că Consiliul Raional, președintele Raional, a privat împreună cu vicepreședinții. Gânduierile care au fost aduse la adresa președintelui sunt totodată în adresa vicepreședinților care cu parte din cei care sunt votat și doresc ca să fie în continuare demis președinte, au votat pentru demisia acestor vicepreședinți. Acum s-a întâmplat un lucru ciudat. În momentul președintele a fost foarte comod și bun până la o anumită etapă. La etapa următoare, având în vedere niște interese, atât politice cât și de alt caracter, trebuie de risc președintele lui. Pentru toți cetățenii Raionului, trebuie să cunoască. Pentru că așa ceva este absolut irresponsabil. Pentru că sunt în spate alte scopuri. Eu cred că astăzi voi da mai multe detalii după această ședință, dar dumneavoastră vreau să vă spun cu toată sinceritatea. Noi am activat, absolut, în cadrul legal. Nu am permis ca să facă de la vedere atât de sursă financiară, de fonduri, de interes și așa mai departe. Au fost colegii care îi înconjurau și care azi creează o altă coaliție. Unii din ei nu sunt absolut implicați. Eu, fie ce a vorbit adevărat doamna Natalia, susțin și subscriu un tutor. Toate că n-am bătut din palme. Dar cei și au fost declarații. Dar să văd în realitățile care sunt. Realitatea care o fac colegii, unii colegi, din cei ce promovează doamna Natalia. Pentru că acolo, deja, după bariera, se văd alt lucru. Scenariul, într-adevăr, ședința Consiliului a fost organizată, din data 25, absolut, să spunem așa, nu pentru interesul cu Raionul. Președintele Raionul, în decizie care a fost luată și înaintată de el, este drept și este obligat, într-un fel, ca să imită dispoziția care a fost emisă pentru data 28. Ea a fost publică. Cunoștea toată lumea, inclusiv și dumneavoastră, toți.